Sandu este, în primul rând, o persoană foarte slabă. Haideți să fim serioși. Dar poate lucrurile nu pot fi schimbate chiar atât de ușor. Nu, stop. Dacă nu te duci capul, ia ca lor încă o dată. Azi lor, uitați-vă câți bani nu ne-au dat străinii. Am avut suport de la partenerii de dezvoltare. Foarte mare. Unii-s banii. Asta e același lucru. Când la un bețivan îi dau $1 million, îți duce la casino. Ea ca și gestionează azi PAS și Maia Sandu încă o dată. Ea este o persoană slabă și slăbiciunea, știți că nu a fost demonstrată. Când eu am văzut că nici nu poate scăpa, care frică scăpi deși de un spânul și ies și îl protejează. Că spânul deja familia e mai populară la mai multe ambasăți decât familia lui Plahotniuc, înțelegeți, pe timpuri. Și să aștept de la dâns. E poate așa să iasă, să spui că și orică oligarhii mai ceripească ceva, dar... Să mai spui ceva despre Dodon, poate. Dar omul care nu poate face regulă în oamenii ei, încă o dată, că ea răspunde de toate și succesele, eu doar n-am spus că domnii nu au avut succese pe plan extern. Adică, din toți președinții de țară care am avut, cel mai mare l-au avut domnii ei. Cum are și oamenii în echipă, ca Liliana Dăbiș, am spus, care era, cu păreri de rău, foarte puțin ministru după ce a plecat spânul, știți, prima dată. Dar când el nu se poate clarifica cu oamenii ei, asta e o slăbiciune. Cum e poate să hotărască problema corupției la nivel național, când el nu a putut să pui mâna pe gazosoară că să lămurească măcar cu spânul? Asta demonstrează, asta arată foarte mult, înțelegeți? Ei slabă, ei o lipsă din țară mulți ani. Deci dacă eu am locuit în țările unde era greu de supraviețuit, în special în Federația Rusă, da? Vorbesc perioada 2004-2014, știți, până m-am întors în țară. Doamna Sandu o activat în SUA, într-o țară unde nu există problemă în domeniul infrastructurii. De ce spun că domnia ar fi bună președintele Germaniei? Unde n-ai ce faci? Am înțeles, domnul Sandu. Patofil, Galgin, da. Îi dau și o sumă cărmesc în fiecare случай.